Salut, dragi prieteni, cu voi este Nicolae și în acest video vom vorbi despre străpungerile false în tranzacționare, cum se formează ele, cum să deschidem corect poziția, unde să setăm stop loss-ul și tot așa mai departe. Fiecare, dragi prieteni, din noi cădem în această capcană, să zic așa, unde sunt străpungeri false și noi pierdem tranzacțiile în așa situații și se întâmplă la fiecare. Și eu am să vă dau explicații. De multe ori se întâmplă în așa caz că aici, de exemplu, avem un suport, da? Cum vedeți, avem un suport și prețul, dragi prieteni, face o astfel de mișcare, adică parcă îl străpunge, după care el pleacă mai departe, în direcția sa. În acest caz, ce trebuie să facem noi? Hai, eu am găsit așa situație chiar pe... Să vă explic. După cum vedeți, aici, dragi prieteni, vedem acest suport care era format, da? Și eu când am văzut străpungerea, am văzut, mi-a părut că este această lumânare, o lumânare foarte, foarte mare, dați să măresc ca să vedeți mai bine. Da, văd această lumânare, îmi pare că, gata, acest suport va fi străpuns. Și când colo hop, prețul străpunge, face o străpungere falsă și vedem că prețul înapoi crește. Cum voi proceda eu? Dragi prieteni, aștept ca prețul, s-a întâmplat străpungerea, aștept să crească puțin și văd aici deja testarea acestui rezistențe. După testare, dragi prieteni, eu voi deschide poziția mea pe o cumpărare. Stop loss-ul meu, dragi prieteni, chiar în această regiune am să-l creez așa aici cu 5, 7 puncte mai jos, așa majoritatea spun, însă depinde și după situație, dragi prieteni, și putem să analizăm și un time frame mai mare. De exemplu, străpungerile false, de exemplu, dacă o vedem aici pe un time frame mai mare, e mai ușor de identificat, dar poziția o vom deschide pe un time frame mai mic. Da? Dacă acum noi am analizat pe, de exemplu, H4 și eu văd străpungerea, atunci pe H1 eu voi deschide poziția doar când voi vedea la fel așa o confirmare a acestui rezistențe. Și, dragi prieteni, vreau să vă zic că străpungeri false sunt foarte mult și uitați, dragi prieteni, cum prețul a crescut și crește, vedeți, da? Avem să fie o tranzacție super, super. Și sunt diferite situații, dragi prieteni, cu străpungeri false. Nu-i foarte greu de găsit astfel de situații, sunt foarte multe, foarte des se întâmplă străpungeri false, fiindcă doar așa se iau foarte multe stop loss-uri și de ce se sunt și aceste străpungeri false. Cu voi a fost Nicolae, pe curând, pa!